Cuvântul 11. Despre multa vorbire și despre tăcere. 1. Am arătat pe scurt, în cele de până acum, că e un lucru foarte primejdios care se furișează chiar în cei ce par duhovnicești. A judeca, notă, spune că chiar celor ce socotesc că e rău a judeca sau chiar celor ce par să fie duhovnicești, li se întâmplă de multe ori din neatenție sau din moleșala minții să li se furișeze aplecarea spre cele ce nu se cuvin sau păcat. Sau mai degrabă a fi judecat și a fi osândit de limbă. Notă, cel ce judecă va fi judecat, deci osândit de propria lui limbă. Dar acum urmează să vorbim puțin la locul cuvenit ei și despre pricina sau ușa prin care intră sau iese aceasta. 2. Multa vorbire este catedra slavei deșarte, prin care aceasta se arată pe sine și se face cunoscută. Multa vorbire este semnul neștiinței, ușa clevetirii, călăuza glumelor, slujitoarea minciunii, risipirea străpungerii, născătoarea trândăviei sau pricinuitoarea ei, înainte mergătoarea somnului, împrăștierea minții adunate în sine, pierzătoarea pazei de sine, răcitoarea căldurii, întunecarea rugăciunii. 3. Tăcerea întru cunoștință este maica rugăciunii. Notă. Tăcerea întru cunoștință este tăcerea minții ocupată cu pătrunderea într-o lume necunoscută încă, pe care caută să o înțeleagă. Nu e o tăcere care nu gândește la nimic. Când se scufundă în Dumnezeu și în cunoașterea smerenii sale în fața lui Dumnezeu, ea dă naștere rugăciunii. Izbăvire din robie, păzirea focului. Notă. Izbăvirea din robie, celor ce ne îngustează și ne silesc la repetarea acelorași lucruri. Păzirea focului, pentru că e descoperirea a ceva nou, descoperirea unor noi înțelesuri ascunse în infinitatea dumnezeiască. Și aceasta ne încălzește. Supraveghetoarea gândurilor, straja în fața vrășmașilor. Notă. Tăcerea într-o cunoștință nu numai că ne păzește de vrășmași, dar nici nu-i lasă să se apropie. Închisoarea plânsului, prietena lacrimilor, lucrătoarea pomenirii morții, zugravul chinurilor, iscoditoarea judecății, slujitoarea îngrijorării, dușmana îndrăznelii, soața liniștei, protivnica iubirii de a fi învățătoare, adaos de cunoștință, pricinuitoarea vederilor, înaintare nevăzută, urcuș neobservat. 4. Cel ce își cunoaște greșelile și își înfrânează limba, iar vorbărețul nu s-a cunoscut încă pe sine cum trebuie. Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu. Notă. Cine s-a cunoscut cum trebuie știe că e indefinit și nu se poate descrie. Își dă seama de apofaticul, negreitul omenesc. Pe lângă aceea, cunoscându-se pe sine, a ajuns la smerenie, adică la cunoștința micimii și nepriceperii sale și nu vrea să spună cuvânt. Căci orice cuvânt vrea să învețe pe altul ceva. Dacă numai în tăcere se cunoaște pe sine ca negrăit, numai în tăcere se poate apropia cineva de Dumnezeu infinit mai negrăit. Și vorbind cu el fără să știe cum, e luminat de Dumnezeu. Notă. Tăcerea în care s-a apropiat cineva de Dumnezeu e pe de altă parte convorbire cu Dumnezeu mai presus de orice vorbire. El cunoaște pe Dumnezeu ca subiect care îi cere ceva și îi răspunde prin smerenia sa. Iar aceasta e o lumină ce vine din Dumnezeu. E lumina măreției lui, care luminează micimea sa, dar o și umple de Dumnezeu ca dependent de Dumnezeu. Deci vei păzi limba ta, frate, ți se va da ție de la Dumnezeu harul străpungerii inimii, ca să vezi în ea sufletul tău și prin aceasta vei intra în bucuria Duhului. Dar dacă limba ta te va birui, crede mie în ce spun, niciodată nu vei putea ieși din întuneric. Alta, dacă nu ai inima curată, să ai măcar gura curată. Tăcerea lui Isus a rușinat pe Pilat și liniștea unui om duhovnicesc mistuie slava deșartă. 5. După ce a spus un cuvânt, Petru a plâns cu amar, pentru că nu și-a adus aminte de cel ce a zis. Zis-am, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc cu limba mea. Psalmul 38:1. Și de altul care a zis, e mai bine a cădea de la înălțime pe pământ decât din pricina limbii. Înțelepciunea lui Sirac 20:19. 6. Nu voie să scriu multe despre acestea, deși vicleniile patimilor mă îndeamnă. Notă. Vicleniile patimilor ne îndeamnă să vorbim adeseori pătimași despre ele, adică despre vorbărie, despre tăcere și despre altele, dar nu mă supun lor, căci nu pot, vorbind despre tăcere, să cad în vorbărie. Dar am auzit odată pe cineva dornic să afle de la mine ceva despre liniște, care zicea că multa vorbire se naște numai decât din una din acestea. Fie dintr-o îndelungată viețuire și deprinderea vicleană și neînfrânată, căci limba fiind și-a un mădular al trupului,
cere ceea ce a învățat și s-a obișnuit, fie la cei ce se nevoiesc și mai ales la ei din slava deșart, iar uneori și din lăcomia pânteșului. Pentru aceea, deseori, mulți înfrânându-și pântecele, cu oarecare forțare, închid și limba și multa ei vorbire în tăcere. 7. Cel ce se gândește cu grijă la moarte își oprește cuvintele, și cel ce a agonisit plânsul sufletului se ferește de vorba multă ca de foc. 8. Cel ce iubește liniștea și-a pus lacăt la gură, iar cel ce dorește să dea ocol lumii i-a lungat din chilie. 9. Cel ce a cunoscut mirosul focului celui prea înalt fuge de însoțirea cu oamenii cum fuge albina de fum, căci pe ea fumul o alungă, iar aceluia însoțirea cu oamenii îi lucrează împotrivă. 10. Puțin pot opri apa fără dezăgazuri, dar și mai puțin își pot opri gura neînfrânată. A fost treapta a 11. Cel ce a biruit-o a tăiat deodată mulțime de rele.